În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frat și surori. De mâine intrăm în postul mare. Vreau să afirm că pentru noi credincioșii care îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, postul mare nu-i o povară, ci o șansă. Încă o șansă de mântuire pe care Dumnezeu ne-o pune în față. Așa se exprima și una dintre cântările pe care le-ați auzit la vecernia din seara aceasta. Ea zice așa: vremea postului, să o începem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoințelor celor duhovnicești, să ne lămurim sufletul și să ne curățim trupul, să postim precum de bucate, așa și de toată răutatea, desfătându-ne cu virtuțile Duhului, întru care, petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toți a vedea patima lui Hristos Dumnezeu și sfintele Paști duhovnicește, bucurându-ne. Este limpede. Dorim să ne lămurim sufletele și să ne curățim trupurile. Între suflet și trup este o legătură indestructibilă. Doar atunci când Dumnezeu aduce clipa să ne mutăm în eternitate, se desfac pentru o perioadă unul de celălalt. Însă, petrecând în viața aceasta împreună, împreună trebuie să și postească, pentru că nu e vorba numai de postul trupului, ci de postul integral. Să pustim precum de bucate, așa și de toată răutatea. Sigur că primul pas este postul de bucate, dar la postul de bucate trebuie să adăugăm și postul de răutate. La postul trupesc, postul duhovnicesc. Pentru că altfel postul nu-i primit de Dumnezeu, ori noi vrem să ne lămurim sufletele și să ne curățim trupurile. E o mare legătură, puternică legătură între suflet și trup. Pentru că ne spune Sfântul Grigorie Palama, pe care îl vom sărbători într-a doua duminică din post, că plăcerea duhovnicească, trecând de la suflet la trup, îl face pe acesta duhovnicesc. Și invers, un trup pătimaș, de dat la rele, până la urmă îndobitocește și sufletul și îl face și pe el trupesc. Iată cuvintele Sfântului Grigorie Palama. Plăcerea, trecând de la trup la minte, o face pe aceasta cu chip trupesc, neîmbunătățindu-se prin împărtășirea de ceea ce mai bun. Dar tot așa, plăcerea duhovnicească, care începând de la minte, trece la trup, nestricându-se prin participare la trup, preschimbă trupul și îl face duhovnicesc. Și în cazurile excepționale, în cazurile eroice, vedeți, trupurile sfinților nu putrezesc, ele au fost înduhovnicite de sufletele lor sfinte. Așa că, pentru noi creștinii, perioada postului este o șansă. Postim precum de bucate, așa și de toată răutatea. Și pe deasupra adăugăm o mulțime de alte virtuți. Voi puncta câteva. Deci post, rugăciune.
la care adăugăm lipsa de răutate. Cum postim de bucate, să postim și de răutate. Dar la toate acestea adăugăm și o dimensiune socială a postului. Dimineața poate ați fost atenți la Sfânta Evanghelie ce s-a citit, pentru că după ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos să nu fim ca fățarnice, molindu-ne fețele, să arătăm oamenilor că postim, ne învață și să nu ne legăm sufletul, să nu ne legăm inima de bunurile materiale, ci să fim milostivi. Acesta este capătul învățăturii Mântuitorului, ca din bunurile noastre să facem parte celor ce nu au. Ei, această dimensiune socială a postului a sesizat-o și Sfântul Proroc Isaia în capitolul 58 al cărții sale, unde zice lucrul următor: voi postiți ca să vă certați și să vă sfădiți și să vă bateți. Nu postiți cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul își merește sufletul, să-și plece capul ca o trestie, să se culce în cenușă? Oare aceasta se cheamă post și zi plăcută Domnului? Nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul. Rupeți legăturile nedreptății, deslegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casa ta pe cel sărman, pe gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La glasul tău îl va zice: iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna și cuvântul de cârtire, dacă dai pâine celui flământ și saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric și bezna ta va fi ca miezul zilei. Așa vede prorocul Isaia postul adevărat, care este îngemănat și cu fapta bună. Are o dimensiune socială postul. Împărțim și altora dintre ale noastre. Poate că Domnul a rânduit așa, pentru că știți, cei ce veniți cu regularitate la catehezele noastre, că tocmai am ajuns la fericirea a cincea. Și fericirea a cincea zice așa: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Cei milostivi, aceia se vor milui. Întotdeauna trebuie să fim milostivi. Dar postul parcă ne dă un îndemn să fim și mai milostivi decât suntem. Așa că postul de bucate înfrățit cu postul de răutate. Și la acestea adăugând și faptele de milostenie. Și făcând lucrul acesta, cu siguranță vom fi mai buni atunci când vom sfârși cele 7 săptămâni de post. Acum a devenit îndătinată această priceaznă Doamne Iisuse Hristoase, pe care o cântăm în post, și de data aceasta, după strană, o să o cântăm și noi, o găsiți și în cărticelele de cateheze care le aveți în mână. Referitor la milostenia, care trebuie să însoțească postul și rugăciunea, Ernest Berne
a scris un eseu. Vă citesc din el doar câteva fraze. Mila, alături de dragoste, este o condiție care nu poate lipsi unei adevărate vieți spirituale. Prezența ei în om este un semn al unor frumuseți prea tari pentru a fi văzute cu ochiul trupesc. Mila în viața de aici mărturisește că undeva există o altă viață, o lume pură și luminoasă. Mila, pentru a fi înțeleasă, trebuie privită alături, sau mai bine zis, legată de dragoste. Ea este un aspect al dragostei și o consecință a ei. Mila se naște din dragoste pură, prin apariția unui nou element, sfințenia. Mila se manifestă într-o atmosferă de sfințenie. Am spus că dragostea înseamnă unire, trăire armonioasă, într-o lume care biruie, care se bucură. În timp ce dragostea este dăruire și legătură în bucurie, mila este dăruire și legătură în suferință și în sfințenie. Pentru aceasta mila a fost numită compătimire. Câtă tristețe încearcă privirea noastră în fața unei ființe părăsite, a unei ființe care nu-și mai poate duce pe umerii prea slabi povara zilelor. E o încercare dureroasă să-ți vezi fratele în suferință, să vezi cum îl roade încet, încet întunericul, să simți cum îl apasă răspunderea destinului și a naturii sale căzute. Acest lucru noi nu-l putem privi din afară. Nu putem, pentru că nu este o stare care ne-ar putea fi străină. Oricât de sus ne-am afla în ordinea valorilor morale, tot făpturi neîmplinite suntem și deci supuse suferinței. Semnificația și înclinarea adânc simțită în viață de a avea milă, de aici se desprinde. Nu putem fi străini față de suferința altuia, pentru că avem aceeași fire și același destin. Om cu om, frate de destin, trebuie deci să trăim în altul, să ne însușim suferința altuia. Durerea lui înseamnă durerea noastră. Acesta este punctul cel mai înalt al dragostei de om și de făptură. Cât de rodnic și mângâietor este să trăiești lipsa celuilalt, să-i trăiești foamea, să-i trăiești durerea, să-i trăiești plânsul, să-i trăiești ritmul pasului și al inimii, truda, setea de mai bine. În acest fel, mila față de tot ce înseamnă suferință, de ordin material sau spiritual, mila ca dragoste față de suferința aproapelui, este un semn de superioritate. Ea are un înțeles de participare efectivă la umanitate, la viața cosmică și la transfigurarea ei. Omul mângâie și înalță pe om. Omul mângâie și purifică făptura. Este ceva firesc, este ceva necesar, este ceva rodnic, este un semn al luminii care coboară, coboară de sus în noi și noi trebuie să o revărsăm peste ceilalți. Nu întotdeauna suntem așa și de multe ar trebui să ne căim. Iar tradiția creștină, acolo unde este respectată cu rigorozitate, ne-a lăsat obiceiul ca în această duminică a lăsatului de sec să oficiem ritualul iertării, pe care îl vom împlini și noi acum
spunând cuvintele acestea simple: binecuvântați și iertați. Ca Dumnezeu să ne ierte și să ne binecuvinteze și să ne dea un post cu folos. Și să ajungem Sfintele Paști duhovnicește bucurându-ne. Pentru că voi încheia cu două fraze din rugăciunea învonului de la liturghia specială pe care o facem în post, liturghia înainte sfințitelor. Aceasta este de fapt și ca o urare pentru postul care începe înainte de a ne lua iertare. Dă-ne și nouă, bunule, lupta cea bună să o luptăm, calea postului să o săvârșim, credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără de osândă să ajungem a ne închina și Sfintei Învieri. Amin.